Cel ce chipul crucii strălucind pe cer, mai mult decât soarele l-ai văzut, ci biruința semnului Domnului bine ți-a descoperit, cu care, întrarmându-te pe toți vrăjmașii, ai biruit. Acum și nouă, celor ce ne plecăm genunchii înaintea icoanei tale, Sfinte Împărate Constantin, dă-ne împreună cu bunata Maică, împărăteasa Elena, ajutor celor ce cântăm vouă. Bucurați-vă, părinții creștinilor! Ca un înger luminos ai binevestit lumii pe Domnul nostru Iisus Hristos, că este Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu cel adevărat, pentru aceasta cântăm ție unele ca acestea. Bucură-te al creștinilor numit de noi Tată, bucură-te că singur Domnul Iisus în vis ție s-a arătat. Bucură-te că-și cu semnul Sfintei Cruci te-a întrarmat. Bucură-te că pe Maxenție prin puterea cinstitei cruci l-ai biruit. Bucură-te că în Roma cu mare alai ai intrat. Bucură-te că romanii cu bucurie împărat al lor te-au pus. Bucură-te că în cinstea Domnului Iisus Hristos o cruce de piatră în mijlocul Romei ai pus. Bucură-te că pe Sfânta Cruce ai scris Iisus Hristos Nica, adică cu acest semn vei birui. Bucură-te că prin puterea crucii lui Hristos pe toți vrăjmașii tăi ai biruit. Bucură-te că-și cu știrea și voia lui Dumnezeu de boala leprei te-ai îmbolnăvit. Bucură-te că ție sfinții mai mari apostolilor ți s-au arătat. Bucură-te că prin învățătura Sfântului Ierar Silvestru, cu toată inima ai crezut în Domnul nostru Iisus Hristos. Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin! Văzându-te singur că ești lepros cu trupul și cu sufletul, ai chemat în ajutor pe Dumnezeul creștinilor. Iar Dumnezeu, nezăbovind, ți-a trimis pe Sfinții Apostoli să te mângâie și ți-a spus ce să faci ca să fii sănătos. Și bucurându-te de dumnezeiasca cercetare, ai cântat lui Dumnezeu, Aliluia. Pe împărăteasa Elena cea precinstită, pe Maica împăratului Constantin, cu bucurie să ne adunăm toți drept credincioși și creștini, împreună cu monahii și monahiile, și să o lăudăm cu cântări ca acestea. Bucură-te că ești născută din neam împărătesc, bucură-te că ești Maica Sfântului Împărat Constantin, bucură-te că în Iisus Hristos ai crezut, bucură-te că în numele Sfintei Treimi te-ai botezat, bucură-te că-și cu sârguință și cu multă evlavie la Ierusalim ai plecat,
Bucură-te că tu crucea Domnului mult ai dorit. Bucură-te că acolo crucea cea de viață făcătoare ai aflat. Bucură-te că Sfintei Cruci tu întâi ai zis, bucură-te lemn fericit. Bucură-te că-și cu mare veselie te-ai bucurat când Sfânta Cruce pe cel mort l-a înviat. Bucură-te că în Ierusalim, biserică mare și prea frumoasă, ai poruncit să se zidească. Bucură-te că biserica învierii Domnului Iisus Hristos ai poruncit să se numească. Bucură-te că tu creștinilor ne ești ca o maică. Bucură-te, Sfântă Împărăteasă, Elena! Preacinstită Împărăteasă, noi credincioșii, împreună cu clerul și cu toți monahii, către tine năzuim în nevoile noastre. Fie acum și nouă păcătoșilor gramnică folositoare, ca să cântăm cu bucurie lui Dumnezeu. Aliluia! Revnitor fiind la împărăția cea de sus, fericite împărate Constantin, împăratului și stăpânului tuturor, cu minte curată, crezând te-ai botezat. Pentru aceasta cântăm ție unele ca acestea. Bucură-te că în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh te-ai botezat. Bucură-te că în timpul botezului mâna Domnului Hristos de tine s-a atins. Bucură-te că boala leprei ca niște solzi de pe tine au căzut. Bucură-te că în haine albe îmbrăcându-te, împărat creștin te-ai numit. Bucură-te că tuturor păgânilor a se boteza le-ai poruncit și creștin să se numească. Bucură-te că tu capiștile idolilor ai poruncit să se risipească. Bucură-te că Sfinte Biserici în numele lui Iisus Hristos ai poruncit să se zidească. Bucură-te că pe Sfânta Maică Elena cu multă cinste și avere la Ierusalim ai trimis-o. Bucură-te între împărați cel dintâi creștini. Bucură-te că în toată lumea cu botezul tău mare bucurie ai făcut. Bucură-te că păgânii căutând la tine creștini s-au făcut. Bucură-te că și noi, clerul mirean și călugăresc, deși păcătoși vind, îți cântăm laude și măriri totdeauna. Bucură-te, Sfinte Împărate Constantine! Omenirea binecredinciosului împărat Constantin, ca niște miri de mult preț astăzi a răsărit. Căci pe Hristos dorind, pe idoli a defăimat, pentru aceasta după vrenicie, împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu. Aliluia! Ție, celei după vrenicie și cu credință următoare cuvântului lui Dumnezeu, care pentru bună cucernicia ta te-ai împodobit cu multă cinste, ca pe o împărăteasă a creștinilor, cu bucurie îți aducem aceste laude.
Bucură-te că în Ierusalim 18 biserici ai zidit. Bucură-te că pe aceste biserici cu toate podoabele le-ai înfrumusețat. Bucură-te că împreună cu Fiul Tău, Împăratul Constantin, Sfânta Cruce în mâinoții. Bucură-te că o parte din lemnul crucii celei de viață făcătoare la Constantinopol ai adus-o. Bucură-te că și sfintele piroane de pe cruce Domnul Iisus Hristos le-a dat putere vindecătoare, iar Tu în mâini le-ai purtat. Bucură-te că după botez cu dreaptă credință lui Hristos ai slujit. Bucură-te că întotdeauna pe săraci ai miluit. Bucură-te că Tu cu toate faptele bune Te-ai împodobit. Bucură-te că pentru viața Ta cea bună pe pământ de multă cinste Te-ai învrednicit. Bucură-te că toate neamurile creștine ca pe o împărăteasă binecredincioasă Te cinstesc. Bucură-te că slăbind de osteneli și de blândețe aproape de sfârșitul vieții ai ajuns. Bucură-te că bine plăcând lui Dumnezeu Te-ai mutat din viața aceasta la viața cea veșnică. Bucură-te, Sfântă Împărăteasă, Elena! Cu mare râvnă Te-ai străduit, Sfinte Împărate Constantin, să răspândești creștinismul în tot Imperiul Tău, precum și în toată lumea. Drept aceea, multe și drepte hotărâri ai luat pentru a aduce la bun sfârșit acest act creștinesc, precum și de a curăți diferitele resuri ce odată cu creștinismul întemeiat au răsărit ca neghinele în holda dreptei credințe. Pentru aceea, împreună cu Tine, cântăm lui Dumnezeu cu dragoste. Aleluia! Ai adunat, prea fericite împărate Constantin, sobor de părinți de Dumnezeu purtători, și printre înși inimile tuturor celor înviforați, de blestematul eres al lui Arie l-ai întărit să slăvească pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru care îți aducem ție laudele acestea. Bucură-te că soborul cel dintâi al celor 318 sfinți părinți cu porunca ta Niceea s-a adunat. Bucură-te că prin lupte mari credința cea dreaptă s-a luminat. Bucură-te că Arie de la sobor a rămas rușinat. Bucură-te că necredinciosul Arie în veci cu diavolii este băgat în iad. Bucură-te că noi creștinii de la Tine cu dreapta credință suntem luminați. Bucură-te că pe Domnul nostru Iisus Hristos în toată lumea L-ai propovăduit a fi Fiul lui Dumnezeu. Bucură-te că prin creștinarea Ta crucea Domnului s-a aflat. Bucură-te că prin aflarea Sfintei Cruci dușmanii ei se tânguiesc. Bucură-te că prin însemnarea cinstitei cruci diavolii se izgonesc. Bucură-te că împreună cu Sfânta Maica Ta crucea Domnului Iisus Hristos în mâinoții. Bucură-te că o parte din lemnul crucii adus de Sfânta Maica Ta împărăteasa Elena în sfintele Tale mâini ai primit-o. Bucură-te că nouă fraților în Hristos ești rugător mare către Dumnezeu.
Bucură-te, Sfinte Împărate Constantine! Ca și cu o porfire te-ai îmbrăcat mărite cu milostivirea, și ca și cu o chlamidă cu bunele blândești te-ai împodobit. Drept aceea, cinstind pomenirea ta, prea slăvim pe Dumnezeu, zicând, Aliluia. Dar cum vom cânta mai cu vrenicie, sau cu ce cuvinte mai potrivite vom lăuda frumusețea bunătăților tale? Cinstită Elena, cele câștigate în ceruri de la Dumnezeu, cel ce știe a cinsti pe cei drepți, pentru aceasta noi îți cântăm ție așa. Bucură-te, cel cărei sfânt suflet cu mare cinste în ceruri de îngeri este suit. Bucură-te că în lumina cea prea strălucită pe Dumnezeu ai văzut. Bucură-te că lui Dumnezeu cuvântul și prea curatei Maicii lui căzând te-ai închinat. Bucură-te că locașurile cele prea frumoase ale sfinților le-ai cercetat. Bucură-te că și frumusețile raiului toate ți s-au arătat. Bucură-te că de cele pe care ochiul omenesc nu le-a văzut, ci urechea nu le-a auzit, și la inima omului nu s-au suit acum, cu luminată te îndulcești de ele. Bucură-te că într-o împărăție a cerurilor te-ai sălășluit. Bucură-te, împărăteasă, că-și cu împărăteasa cerurilor împreună ești petrecătoare. Bucură-te că împreună cu arcanghelii ești vorbitoare. Bucură-te că împreună cu îngerii cânți lui Dumnezeu cântare. Bucură-te că și noi nevrednicii îți cântăm cântare veselitoare. Bucură-te, Sfântă Împărăteasă Elena! Și după deprinderi și după ale tale fapte bune ai fost iubitoare de Dumnezeu și vrednică de minuni. Fericită împărăteasă Elena, pentru aceasta cu credință și cu evlavie mare, noi cei ce suntem luminați prin harul lui Dumnezeu, cântare veselitoare cântăm, Aliluia! Popor al lui Dumnezeu ai făcut prin dumnezeiescul Duh pe poporul cel vechi al iudeilor și al păgânilor, cu baia botezului luminându-i. Pentru aceasta te lăudăm, zicând unele ca acestea. Bucură-te că tocmai cu apostolii de la Dumnezeu ești cinstit. Bucură-te că ți-ai trăit multe milostenii și faceri de bine ai făcut. Bucură-te că după multe osteneli, nevoințe și griji la fericit sfârșit ai ajuns. Bucură-te că după puțină boală ai adormit și suflet de trup s-a despărțit zburând la cer.
bucură-te că arhanghelii cu frumoase cântări îngerești la ceruri te-ai suit. Bucură-te că scaunului treimii te-ai închinat. Bucură-te că sfinții apostoli înaintea lui Dumnezeu te-au lăudat. Bucură-te că sfinții mucenici și cuvioșii și toți drepții cu cinste ți-au ieșit înainte. Bucură-te că bunătățile raiului le moștenești acum și în vecii nesfârșiți. Bucură-te că într-o împărăție a cerurilor acum și totdeauna viețuiești. Bucură-te că și noi împreună cu monahii și cu pusnicii toți într-un glas se cântăm așa. Bucură-te, Sfinte Împărate Constantine! Mormântul tău unde odihnește sfințitul și cinstitul tău trup, Împărate Constantin, raze de Dumnezeu ești, vindecări izvorăște celor ce cu credință se apropie, iar nouă celor ce viețuim în dreapta credință, te rugăm ca împreună cu buna ta Maică Elena să ne dai mână de ajutor celor ce cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! Cât este de luminat sufletul tău, mărită împărăteasă Elena, lauda femeilor, ca cum ești în ceruri, primind plata ostenelilor pentru aceasta, îți cântăm unele ca acestea. Bucură-te aflarea cinstitei cruci, bucură-te a ei vrednică închinătoare. Bucură-te că prin al crucii ajutor creștinilor ai fost izbăvitoare. Bucură-te că prin cruce te-ai făcut lui Dumnezeu următoare. Bucură-te a stăpânirii iadului și a satanei învingătoare. Bucură-te a cereștii măriri moștenitoare în veci. Bucură-te a celor greșiți și păcătoși către Dumnezeu mișlocitoare. Bucură-te a judecătorilor celor răi bună îndreptătoare. Bucură-te a celor din nevoi grabnică ajutătoare. Bucură-te de patimile noastre trupești și sufletești izbăvitoare. Bucură-te a bolnavilor bună tămăduitoare. Bucură-te a tuturor binecredincioșilor creștini bună ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Împărăteasă Elena! Cu sfințenia ta viață săvârșindu-ți, cu sfinții acum ești sălășluită, plină fiind de sfințenie și de lumină nespusă, pentru aceasta ne lumine și pe noi cei întunecați cu păcatele, ca luând prin tine iertare, să cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! Împăratul și ziditorul tuturor cinstindu-l, Împărate Constantin, ca dar pentru ostenel te-am vrenicit pe tine în ceruri de mare slavă, pentru aceasta scântăm ție aceste laude. Bun.
Bucură-te că Preacuviosului Paisie singur i-ai spus că ești cinstit împreună cu Sfinții. Bucură-te că Sfânt fiind, te rogi pentru noi către Domnul Dumnezeu. Bucură-te că noi, păcătoși, avem mare nădejde în rugăciunile tale. Bucură-te că nevoi chemăm numele Tău și Tu ne auzi. Bucură-te că necazuri ne ești nouă mare bucurie. Bucură-te, mărgăritarul nostru cel de mult preț. Bucură-te, cel ce ești pentru noi soare luminos. Bucură-te că pe idol i-ai dat iadului celui întunecos. Bucură-te că demonii fug, izgoniți fiind cu puterea rugăciunii tale. Bucură-te că Tu ești lauda cărmuitorilor creștini. Bucură-te, turnul cel nebiruit al creștinilor ortodoxi. Bucură-te al mănăstirilor și al bisericilor noastre, mare apărător. Bucură-te, Sfinte Împărate Constantine. Din cer, ca și Pavel, te-a vânat Hristos Domnul, Sfinte Constantin, învățându-te ca să-L cinstești pe acesta ca pe Împăratul cel Unul. Și cu adevărat, crezând întru El, L-ai cinstit, aducând lumea toată la credința Lui, ca să-I cânte neîncetat, Aliluia! Împărăteasă Elena, sfântă de Domnul Hristos aleasă, milostivește-te spre noi și luminează sufletele noastre cele întunecate cu păcatele, netrecând cu vederea sufletele și rugăciunile noastre și primind mulțumirile noastre acestea. Bucură-te, trandafir prea frumos, mirositor al raiului! Bucură-te, crin alb răsărit în grădina cea de sus a raiului ceresc! Bucură-te, împărăteasă duhovnicească! Bucură-te, a dreptei credințe propovăduitoare! Bucură-te, a închinării de idol surpătoare! Bucură-te, a eresturilor pierzătoare! Bucură-te a răutăților, dușmanilor izgonitoare, bucură-te nevoile noastre ajutătoare, bucură-te către Dumnezeu a noastră mijlocitoare, bucură-te de bucurii duhovnicești aducătoare, bucură-te de fapte bune pilduitoare, bucură-te a obștii creștinești povățuitoare, bucură-te Sfântă Împărăteasă Elena. Acestea zicând mă liniștesc cu sufletul și mă bucur, nu mă tem de tot ce vor urzi împotriva mea vrăjmașii mei, pentru că te am pe tine, împărăteasă Elena, puternică ajutătoare în toate nevoile, drept aceea împreună cu îngerii vrea să slăvesc pe Dumnezeu cu cântarea Aliluia. Data-i prea dulce Iisuse, binecredinciosul împărat Constantin, înțelepciunea lui Solomon, blândețile lui David, dreptatea și dreapta credința apostolilor și puterea lui Samson asupra vrăjmașilor,
pentru aceasta și noi îl cinstim cu laude, zicând unele ca acestea. Bucură-te decât toți împărații mai întâiule și alesule a lui Dumnezeu. Bucură-te că pe Domnul nostru Iisus Hristos, ție Tatăl ți l-a descoperit. Bucură-te că pe acesta Dumnezeu adevărat l-ai propovăduit. Bucură-te, luminătorule al cereștii cunoștințe. Bucură-te că prin tine Domnul Iisus Hristos a slăvit. Bucură-te că prin tine crucea Domnului nostru Iisus Hristos se cinstește. Bucură-te a luminii celei nemărginite, privitorule. Bucură-te că prin tine lumea s-a luminat cu dreapta credință. Bucură-te că prin tine s-a izgonit întunericul relei credințe. Bucură-te, prietenul lui Dumnezeu, cel curat cu inima și luminat cu sufletul. Bucură-te că pe noi, cei slabi, ne întărești cu răbdare. Bucură-te că de la milostivul Dumnezeu ne mijlocești nouă mântuire. Bucură-te, Sfinte Împărate Constantine. Darurile cele bogate și mai bune le primești acum de la Dumnezeu, Sfinte Împărate Constantine. Veselindu-te ca un împărat în ceruri, pentru aceasta și binecredinciosul domn Brâncoveanu Constantin, pentru altă nume a zidit Sfinte Mănăstiri Domnului, iar noi, bucurându-ne, cântăm lui Dumnezeu, Aliluia! Niciodată nu vom înceta vesti minunile tale, în glas mare vom cânta prăznuirea ta și după cuvință ți-aduce mulțumire. Pentru toate facerile de bine ce ne faci nouă, Sfântă Împărăteasă Elena, cinstim pomenirea ta cu aceste laude. Bucură-te, Împărăteasă smerită și prea iubită, bucură-te, comoară de bunătăți nedeșertată. Bucură-te a celor ce te roagă cu credință, ocrotitoare neobosită. Bucură-te a vrăjmașilor sfintelor mănăstiri izbăvitoare. Bucură-te că celor ce te cinstesc pe tine le ești bună mângâietoare. Bucură-te că de sus din ceruri privești și le ajuți celor ce se roagă ție. Bucură-te că înaintea preasfintei trăim stând, te rogi pentru noi. Bucură-te că și la preacurata născătoare de Dumnezeu mijlocești pentru noi. Bucură-te că a ta fericire în ceruri în veci nu se sfârșește. Bucură-te că împreună cu Fiul Tău, Împăratul Constantin, într-o împărăție a lui Dumnezeu te veselești. Bucură-te a trupurilor noastre de patim tămăduitoare. Bucură-te că sfintele tale rugăciuni sunt pentru noi toți folositoare. Bucură-te, Sfântă Împărăteasă Elena. Luminători care ați luminat lumea cu dreaptă credință, voi cu adevărat v-ați arătat. De Dumnezeu, încununaților împărați Constantin și Elena,
primiți acum, ci rugăciunile noastre, ci le duceți Împăratului Hristos, pe care îl slăvim ca pe unul ce v-a încununat pe voi, cântându-i cu voi și cu toate oștile cerești. Aliluia! Luminători care ați luminat lumea cu dreaptă credință, voi cu adevărat v-ați arătat de Dumnezeu încununaților, Împărați Constantin și Elena, primiți acum și rugăciunile noastre și le duceți Împăratului Hristos, pe care îl slăvim ca pe unul ce v-a încununat pe voi, cântându-i cu voi și cu toate oștile cerești. Aliluia! Luminători care ați luminat lumea cu dreapta credință, voi cu adevărat v-ați arătat de Dumnezeu încununaților împărați Constantin și Elena. Primiți acum și rugăciunile noastre și le duceți Împăratului Hristos, pe care îl slăvim ca pe unul ce v-a încununat pe voi, cântându-i cu voi și cu toate oștile cerești. Aliluia! Ca un înger luminos ai binevestit lumii pe Domnul nostru Iisus Hristos, că este Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu cel adevărat. Pentru aceasta cântăm ție unele ca acestea. Bucură-te al creștinilor numit de noi Tată, bucură-te că singur Domnul Iisus în vis ție s-a arătat. Bucură-te că-și cu semnul Sfintei Cruci te-a întrarmat. Bucură-te că pe Maxenție prin puterea cinstitei cruci l-ai biruit. Bucură-te că în Roma cu mare alai ai intrat. Bucură-te că romanii cu bucurie împărata lor te-au pus. Bucură-te că în cinstea Domnului Iisus Hristos o cruce de piatră în mijlocul Romei ai pus. Bucură-te că pe Sfânta Cruce ai scris Iisus Hristos Nica, adică cu acest semn vei birui. Bucură-te că prin puterea crucii lui Hristos pe toți vrăjmașii tăi ai biruit. Bucură-te că-și cu știrea și voia lui Dumnezeu de boala leprei te-ai îmbolnăvit. Bucură-te că ție sfinții mai mari apostolilor ți s-au arătat. Bucură-te că prin învățătura Sfântului Ierarh Silvestru, cu toată inima, ai crezut în Domnul nostru Iisus Hristos. Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin! Cel ce chipul crucii strălucind pe cer, mai mult decât soarele l-ai văzut, și biruința semnului Domnului bine ți-a descoperit, cu care întrarmându-te pe toți vrăjmașii ai biruit. Acum și nouă celor ce ne plecăm genunchii înaintea icoanei tale, Sfinte Împărate Constantin, dă-ne împreună cu buna ta Maică, împărăteasa Elena, ajutor celor ce cântăm vouă.
bucurați-vă, părinții creștinilor! Sfinților împărați Constantin și Elena, după Dumnezeu și Maica Domnului, voi sunteți nădejdea noastră și folositorii noștri. Voi ne sunteți nouă bucurie în vremea necazului. Voi ne ocrotiți nevoi și ne ajutați. Voi, sfintelor mănăstiri și biserici, le sunteți păzitori. Pentru aceasta cădem înaintea voastră cu lacrimi, rugându-vă să nu încetați a ne ajuta nouă neputincioșilor, ci mijlociți la Dumnezeu și la Preacurata Lui Maică și Pururea Fecioară Maria, ca și pe noi să ne păzească fără prihană și pe toți să ne întărească în credință până la sfârșitul vieții, spre mântuirea sufletelor noastre. Amin. Sfinților împărați Constantin și Elena, cei ce sunteți mai cinstiți decât toți împărații, aleșii lui Dumnezeu, căzând înaintea voastră cu lacrimi vă rugăm, dați-ne mângâiere și nouă celor ce suntem în necazuri. Voi sunteți mijlocitori Sfintei Treimi și puteți să ne ajutați nouă. Auziți-ne și pe noi acum. Alungați de la noi necazurile și nevoile ce vin asupra noastră în această vremelnică viață și vindecați neputințele noastre, tămăduiți bolile noastre, potoliți răutatea noastră, izgoniți pe vrăjmașii noștri văzuți și nevăzuți. Dați-ne nouă ca în pace și în liniște să trăim. Ajutați-ne nouă cu sfintele voastre rugăciuni. Pentru mântuirea sufletelor noastre, faceți milă cu noi acum, când cu frică și cu umilință zicem către voi așa: bucurați-vă, părinții creștinilor! Amin.